Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu Samp. Bă, înainte să începem vreau să vă spun că modul ăsta de BMW îl aveți în descriere. Eu l-am pus pe Ben și voi puteți să-l puneți pe, nu știu, orice mașină în două uși. Eu l-am pus pe Ben și pentru că mașina îmi place, prinde și viteză și de ce nu. Da, hai să-i dăm un spawn ca să nu ia vreo unul de aici de la job. În episodul ăsta vreau să vorbesc ce voiam să vă spun în episodul trecut. Episodul trecut care, apropo, știu că s-a auzit muzica mai tare decât mine, dar v-am spus, am filmat cu Nvidia Shadow Play. La ăla nu poți să faci setări cum faci la OBS să se audă desktop-ul mai ușor sau așa și... hai, uite asta cu aeroportul că e mai scurtă. Și... na, unele melodii au fost mai... Mă, nu mai merge cu click? A, ba da, mai merge. Unele melodii au linia melodică mai înaltă, altele au linia melodică mai joasă și primele melodii s-au auzit, au avut cam aceeași linie melodică și de-aia s-a auzit bine, dar am văzut și eu că pe la finalul videoclipului s-a auzit muzica mai tare decât mine, dar eu zic că totuși s-a înțeles ce am vrut eu să vă spun în episod. Doar că eu am sesizat treaba asta încă de la... după ce am filmat videoclipul, că după ce filmez câte un videoclip, mă uit să văd cum s-a auzit, cum s-a văzut, în fine, și am văzut că s-a auzit muzica, dar îmi ieșiseră vorbele prea bine ca să mai filmez încă o dată, era păcat, sincer să fiu, așa că îmi pare rău, o să fiu și eu mai atent de acum colo, oricum acum filmez cu OBS-ul, pentru că mi-a spus în episodul trecut să filmez cu OBS-ul, să cresc bitrate-ul, l-am crescut la 15.000, fraților, nu știu unde o să mai cresc, că o să bubuie calculatorul, o să o ia pe pereți, cred, nu știu, în fine. Așa, și v-am spus că astăzi vreau să vorbesc despre ce voiam să vă spun în episodul trecut, dar episodul trecut m-am luat cu programul de filmat și nu era timp. Bă, cred că o să vedeți voi încă din titlu. Bă, vreau să vorbesc despre Lider, pentru că știți că eu am aplicat la Lider în Paramedic SF, pentru că Denis renunțase, de fapt a renunțat, că acum a venit alt băiat. Și n-am luat eu Lider, Hit Coco, nu știu dacă băiatul s-a intrat, băiatul care a luat Lider. Bine, voi de fapt probabil știți, pentru că a luat de câteva zile bune și s-a anunțat și pe anul și na. Și acum poate vă întrebați, bă, dar nu e supărat că n-ai luat Lider? Bă, frate, nu sunt supărat pentru că am scris și eu zic că am avut o aplicație destul de bună. Bă, frate, vreau tot un LV în Palomino Creek. Hai, mă, mergem aici. După părerea mea, eu cred că am avut o aplicație cât de cât ok, pentru că primisem răspuns de la aplicație de la Euler. Sper că așa se pronunță numele lui, Euler. Sper că așa se pronunță. Băiatul care se ocupă, care e manager medic și până la urmă am primit acolo un răspuns plus minus, pentru că aparent așa se dă, am mai aplicat la Lider și înainte nu era așa cu plus minus. Aveam la plus minus aplicație, hai mă du-te, aplicație decentă, iar la minus puține zile într-o astfel de facțiune, puține zile recente într-o astfel de facțiune, nu că n-aș fi avut zile, că zilele mele în paramedic sunt de 200 și, dar am zis să nu, adică hai să nu exagerăm, pentru că într-adevăr aveam puține zile la activ, aveam 21 de zile când aveam aplicația activă, încă nu se arsese Lider și băiatul respectiv avea acum 3 luni cu Lider 100 ceva de zile, bravo lui. Eu aveam în ultimele 21 de zile și în ultimii 2 ani, astea, 21 de zile, că n-am mai fost în paramedic din 2017, zic eu, 2017, cam așa. Și era normal că aveam mai puține șanse și, na, dar eu am zis totuși să-mi încerc norocul, dar eu nu știam că e treaba asta cu zile la activ sau zile recente într-o astfel de facțiune, că altfel nu mai aplicam. Dar eu zic că am avut o aplicație cât de cât ok și cât de cât decent, am scris cât de transparent se poate și n-am mințit cu absolut nimic în aplicație. Aplicația nu mai am pus-o, mi-o salvasem într-un text document și
Și am șters-mă din greșeală text documentul ăla și eu am obiceiul când bag fișiere în recycle bin, în coșul de gunoi, am obiceiul mereu să șterg și coșul de gunoi, dacă știți la ce mă refer. Să nu mai fie nici în coșul de gunoi pe care o luăm acum, mă. Wow, lăvă 1000 de metri. Și am șters-o, pentru că aș mai trebuia să o mai fi ținut, că am scris de m-au găsit boalele, sincer să vă spun. Hai, mă. Așa. În propriu spus mi-au venit boalele, dar am stat să scriu, cred că o oră și un pic la aplicație, pentru că n-am vrut să mă grăbesc sau... Și dacă m-am grăbit, oricum mi s-a spus acolo în, la răspuns pe forum că mici greșeli. Eu zic că mici greșeli de ortografie, de scriere, pentru că nici eu nu sunt perfect în scris, în ortografie. Probabil n-am mai pus și eu unde trebuia să mai pui 2 i sau oricum pe la liniuțe și asta n-am probleme, dar e oricine greșește, până și profesorii de română, zic eu, glumesc. Nu e nimeni perfect. Așa. Și cam asta a fost cu cu aplicația. Asta e, până la urmă nicio problemă, nu se supără nimeni, oricum titlul este pentru titlul e așa, pentru că nu știu ce titlu să pun. Dacă aș fi pus doar n-am mai luat lider. Ce? N-am mai luat lider. Aia, știți și voi că n-am mai luat lider și probabil nu o să intrați să vedeți ce am vrut eu să vă spun. Bun, și cred că am greșit drumul, mâncava și... A, nu, e bine, e bine pe aici. Gen, titlul ieri n-am mai luat lider și m-am lăsat de, și mă las de server sau ceva de genul. Nu, frate, nu o să mă las de server, doar că n-am luat lider, pur și... Ha, mă, serios, 2 minute până când poți livra trailer. Păi stau aici și stau degeaba aici, nebun. Lasă-mă, mă, cu 2 minute. Ce naiba sunt astea, mă, frate? Ce delay-uri sunt astea? Carjacker-ul e aici. Apropo, dacă vreți să știți unde e carjacker-ul. Și... cu asta basta. N-am luat lider, nu e nicio problemă. Deși, bă, n-ar fi stricat acolo o funcție de lider, pentru că erau clipurile mult mai interesante. Probabil... A, uite-mă că n-am mai așteptat. Hai să dăm în International Airport. Gata. Airport. Eu și engleza mea de baltă. Mergem pe aeroport și ar fi ieșit niște clipuri mai interesante, probabil aveam și mai aduceam niște persoane aici pe canal, pentru că până la urmă nu e nicio, nu era nicio crimă dacă spuneam pe chat-ul facțiunii. Dacă aveți plăcerea să intrați pe canalul meu de YouTube, vă aștept acolo, oameni mai mulți pe live și așa. Da, asta e, n-a fost să fie. Roata e rotundă. Masa e pătrată sau e rotundă, fiecare ce masă are. Plumesc. Șanse vor mai fi, nu se știe că stă nici băiatul ăsta, dar bine, nu vreau să subestimez pe nimeni. Eu urez succes și cu funcția asta e. El a avut mai multe șanse decât mine, nu e nicio supărare. Da. Și cam asta e, fraților, și povestea cu aplicația la lider, povestea cu liderul. Trecem și peste asta, nu e niciun, până la urmă e un joc. Și na, cam atât. În continuare, dacă vă întrebați de ce am ales să fac tracker, am și eu quest să fac, pentru că hai, să fim sinceri. Nici questurile astea nu le faci dacă sunt, uite, dacă erau questuri să colectez 9000 de materiale, nu făceam, pentru că na, n-am voie să fac. Bă, da, o luai pe aici, mă, pe nu trebuia să iau pe aici, trebuia să mai merg în față. Dacă erau quest-uri cu materiale, n-aveam voie să le fac. Teoretic. N-aveam voie să le fac, pentru că probabil le-aș fi făcut și le-aș fi băgat în safe, pentru că, na, până la urmă fac și eu pentru ăsta, pentru respect points, faci și până la urmă faci tu să mai treacă timpul. Așa, Roberto Gaming YouTube. Hai, frate, dă-i și tu să nu ne oprim pe aici unul altul. Așa, frate. Și am zis că dacă vorbesc pentru... dacă tot așa vă spun de chestia asta, am zis să nu mă plin cu mașina, că m-am tot plimbat în episoade și am zis să fac așa niște tracker, plus că n-am mai făcut de mult. Oricum, videoclipul ăsta nu era plănuit pentru azi, era plănuit pentru ieri, m-am luat cu OBS-ul, am zis să-l pun pe ăsta astăzi.
Astăzi aș fi vrut să filmez pe un cont de taxi, dar omul meu, Georgica, n-a mai răspuns. O să-i zic să-mi lase datele contului, să intru eu direct în el offline și direct îl anunț că acum i-am zis că ne auzim pe mâine. Și când i-am dat mesaj, pe joc era activ cu 20 de minute, bine, la 12, să zicem că era activ la un... A fost online pe la 11:30 și pe Instagram nu răspunde, așa că, Georgica, ne pare rău, frate, dacă vezi videoclipul ăsta, dar n-am mai putut să stau pentru că la 1 trebuie să fac și eu niște treburi pe aici, pe acasă și am zis că trebuie să dau cu episodul, n-am mai putut să stau să-l aștept, nu puteam să aștept să răspundă, că poate omul răspundea la 2, ce făceam, puneam episodul la 4, nu merge nici așa. Și, până la urmă, cred că videoclipul viitor va fi pe un cont de taxi în care facem acolo niște comenzi, să fie totul ok. Știți că v-am spus eu, dacă aveți conturi în facțiune, în afară de mafii, că am plăcerea să filmez conturile voastre, dacă și voi aveți plăcerea să-mi dați conturile voastre, normal. Dar după taxi, sincer, aș vrea să filmez într-un Tow Car Company, frate, că n-am mai jucat de mult în Tow Car, de vreo 2 ani când am fost eu atunci. Și chiar aș vrea să joc pe un cont și de mecanic, să luăm acolo mașinile ăstora care nu știu să parcheze, care nu știe să parcheze. Așa că dacă aveți un cont în Tow Car Company pe OG Times, bineînțeles, vă aștept cu un mesaj pe Instagram sau să lăsați un comentariu cu da, am eu cont, vă răspund, hai pe Instagram, sau dacă vă e vouă direct mai ușor, mă căutați pe Instagram, uite așa, Răzvan CRST, am contul pe public, e primul care cred că o să vă apară și îmi dați acolo un mesaj, pentru că având contul pe public puteți să-mi dați mesaje, dacă l-aveam pe privat trebuia să-mi dați follow, eu să vă accept. Și așa, oricum am contul pe public pentru că nu ascund nimic, poate să-mi dea follow cine vrea, mesaje cine vrea. Sunt deschis, așa că dacă aveți un cont în Tow Car Company, pe ăla aș vrea să filmez neapărat. Și nu vă speriați că mi-asum dacă fac vreo prostie, deși eu sper să nu fac vreo prostie, pentru că mai știu și eu cu ele așa, dacă e să o luăm la o adică. Și am completat și 5 de astea, bun, pentru poți începe oricând folosind, ok, am înțeles. Bă, păi, ce să vă mai spun, cam asta a fost și cu episodul ăsta, eu vă mulțumesc că ați ajuns până în momentul ăsta, noi ne revedem mâine și nu uitați, dacă aveți un cont în Tow Car Company, vă rog frumos să-mi scrieți acolo la comentarii sau pe Instagram, razvan.crst, acolo și rezolvăm, noi vedem când filmăm, următorul videoclip e programat, de fapt, următorul videoclip, dacă răspunde băiatul și reușim să filmăm, următorul videoclip normal ar trebui să fie pe un cont de taxi. Dacă nu reușim, probabil o să fie pe cont de Tow Car Company, da, vedem. Așa că stați cu ochii pe canal și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!